și ascunde niște lucruri. Vrea să-și impună un anumit punct de vedere. În general, dictatorii, că a spus că am vorbit la un moment dat de dictatori, ei au un anumit tip de gestică, foarte bine controlată. Pentru că ei trebuie să impună, ei nu o să gesticuleze niciodată cu ambele mâini. Gesticulează cu o mână care impune sau încearcă să impună. Nu vă dau exemple că nu e... un om care are, de exemplu, lăsând durerile, mâinile reci, fără să aibă o disfuncție a circulației, că se întâmplă, și fără să țină mâna în zăpadă sau în apă rece. Este un om care are probleme cu o retragere, o refulare a retragerii emoționale. Este foarte important un om care încearcă să-și ascundă. Zice, dacă ai mâinile reci, ești om sincer. Nu, tradiția populară nu e chiar așa. Un om care are... Trebuie să facem diferența între partea de superstiție, dacă ai mâinile reci, ești sincer, categoric. Sau dacă ai, nu știu, obrajii, nu știu cum, ești într-un fel. Nu. Una este zona de superstiție și alta este semnificația semnelor, a marcajelor de pe corp, a petelor, a unor accidente, vom vorbi imediat, ne va vorbi și Ruxandra, unor accidente care apar la un moment dat pentru a-ți vorbi despre ceva relevant. Deci mare atenție, pentru că s-ar putea ca anumite persoane să spună că sunt superstiții, dar nu este adevărat. Nu discutăm de superstiții, nu este emisiunea de superstiții. Mâinile reci, de exemplu, există, am spus adică de mâinile. Există, dar nu. Mâinile umede, foarte multe persoane la un moment dat au mâinile, sunt persoane cu anxietate. Persoane care au unele probleme. Apar uneori fără lovituri, fără și chiar anumite pete pe mâini și unele chiar pot să spun dureroase, petele respective, începând și inclusiv arsuri. Arsura tot o pată este, dacă o putem exprima așa. Sunt refuzul nostru de a fi flexibil. Dacă este pe partea stângă, refuzul de a fi flexibil în a primi. Încă o dată, partea stângă feminină, dreapta masculină, la cei care sunt dreptaci, invers la partea cu stângaci. Dacă apare pe partea dreaptă, refuzul de a oferi. Și o să constatăm că foarte multe persoane care nu acceptă, inclusiv, aici refuzul poate să fie emoțional, poate să fie afectiv, poate să fie pur și simplu să primească cadouri. Eu am întâlnit persoane care efectiv refuză să primească cadouri, e tot o modalitate de a primi ceva și au probleme pe mâna stângă. Sau refuzul unei persoane. Categoric. O să vedem acele persoane cu degetele, pentru că aici degetele sunt foarte, foarte importante și acționează ca și părul, degetele acționează ca niște antene. Știm foarte bine că din punctul meu de vedere, mâna este una din cele mai bune anse. O ansă care simte foarte bine energiile, pentru că de asta anumiți terapeuți cu mâinile acționează, nu acționează altfel. Anumit mama își mângâie copilul și în momentul când îl doare ceva îi pune mâna, nu pune altceva. E foarte important. Mâinile, mai este un aspect foarte important al mâinilor. Mâinile ne-au fost oferite în afară de faptul că trebuie să muncim, că asta este, cu ele. Sunt singurele elemente cu care putem mângâia și cu care putem îmbrățișa. Și știm că există terapia îmbrățișării. Terapie care poți să o faci numai cu mâinile. Persoanele care își pierd mâinile, sunt persoane care își pierd în vari accidente, poate să își piardă numai palma, poate să își piardă mâna cu totul. În funcție de mâna care o pierd, o să constatăm că persoanele respective refuză și nu acceptă ceva în funcție de partea pe care este acest accident. O singură falangă, dacă lipsește de la o anumită mână, ne poate spune exact unde greșești. Pentru că fiecare deget are o funcție. Știm foarte bine că sunt importante fiecare falangă, fiecare munte, fiecare semn după mână reprezintă ceva. Știm că meridianele cele mai importante ale noastre sunt pe mână. Deci aici mâna ne poate arăta și modalitatea noastră de exprimare în cuplu, cu partenerul, partenera, modul de a primi și a oferi, dar și posibilele afecțiuni apărute. De exemplu, dacă apare o pată pe degetul arătător este degetul Jupiter, degetul, să-i spunem, Marelui Benefic în astrologie, degetul corectitudinii. Ne arată nouă cât de corect sau incorrect am fost, în primul rând, față de noi sau față de cei din jur, încă o dată în funcție de partea care este.
Pentru că eu pot să fiu, chiar dacă sunt bărbat și am o lovitură pe partea stângă, nu înseamnă. Am fost incorrect vis-a-vis de parte feminină. Asta poate să fie parteneră, poate să fie mamă, soră, prietenă, chiar prietenă din anturaj. Deci aici trebuie să fiu foarte atent că acea pată sau acea tăietură sau acea lovitură, da, nu apare unghia pe care, bun, o pierdem. E foarte important. Un lucru foarte interesant, Roxandra, fracturile mâinilor indică agresiuni menținute ani de zile față de cineva cu autoritate. Cu autoritate. Aș vrea să revin puțin la ce spunea Cristi legat de mâna dreaptă și mâna stângă. Mie mi se pare foarte important să știm, sigur, există și anumite mesaje pe fiecare deget, de la fiecare mână, dar este important de reținut că mâna stângă, fiind mâna receptivă, dacă încep să am pete sau să am accidente la mâna stângă, acest lucru îmi indică faptul că eu nu am suficient de dezvoltată relația cu Dumnezeu. Nu știu să decodific încă foarte corect mesajele pe care le primesc. Iar petele și accidentele pe mâna dreaptă îmi indică faptul că, în afară de faptul că ar trebui să-mi exersez mai mult compasiunea și generozitatea, eu nu îmi folosesc corect darurile cu care am venit în această viață. Sau, pe scurt spus, nu îmi fac misiunea. Nu îmi fac misiunea pentru care am venit în această viață. Asta pe scurt. Și după aceea, bineînțeles, Cristi poate să vorbească, adică va vorbi despre fiecare deget. Acum, revenind la, într-adevăr, la accidentele pe mâini. Vorbim de acea agresivitate. În momentul în care îmi mențin o vreme îndelungată, și aici vorbim de ani, agresivitate sau refuzul de a accepta autoritatea. Sau revoltă, da. Da, sau revoltă. Atunci, în acest moment, vorbim de fracturi. Vorbim de fracturi de mână, vorbim de fracturi de braț, de antebraț. Dacă vorbim de brațe, putem vorbi și de o anumită nemulțumire, dar tot așa întreținută ani de zile, vis-a-vis de munca pe care o facem. Sau o nemulțumire legată de sarcinile care ni se impun din partea familiei sau din partea prietenilor. Poate fi vorba și o neasumare a unei responsabilități sau mi-am asumat-o la început, dar m-am răzgândit pe parcurs și nu este ok, pentru că în plan divin trebuia să-mi asum acest lucru, dar încep să fiu, să mă revolt, să fiu nemulțumit împotriva divinității, împotriva oamenilor și așa mai departe, atunci intervin aceste fracturi. Să-mi atrag atenția că ceva este greșit în modul în care eu înțeleg să interpretez evenimentele. Bun. Ce mai putem spune, Ingrid? Orice formă de afectare a unui membru sau organ, la un moment dat al vieții noastre, ne poate pune într-o incapacitate benefică de a continua să mergem mai departe pe un drum greșit. Mă gândeam în timp ce vorbea doamna Roxandra la mai multe cazuri pe care le știu. Știm bine, viitorul există deja. Sunt astfel posibile profețiile, clar viziunea și așa mai departe. Poți să ai o fractură la un picior, picioarele țin de destin, nici nu ne mai interesează care, pentru că tu să stai în casă câteva săptămâni, ar fi urmat în acea perioadă să se petreacă ceva mult mai grav cu tine. E modalitatea diverselor entități spirituale care colaborează între ele de a te pune pe un drum să te întâlnești cu această situație. Un rău mic, foarte mic, îi spunem noi rău, un blocaj, pentru ca tu să nu ajungi mai departe. Știm atâtea exemple cu avioane, exact, da, ia ca să foc ca să nu ajung la avion, am o fractură și trebuia să plec nu știu unde a doua zi și autocarul a căzut în prăpastie și multe, multe, multe evenimente. De aceea, nu degeaba se spune în Biblie, înțelepciunea omului e nebunie pentru Dumnezeu.
De multe ori considerăm a fi negativ ceea ce ni se întâmplă, absolut nimic nu este, și sunt metode de descărcare a încărcăturii karmice. Orice problemă pe care o resimte trupul în mod negativ, spiritul o resimte în cel mai pozitiv mod cu putință, te oprește de la a te încărca și mai mult cu materialități. De a deveni tot mai mult depozitarul unor energii total nespecifice vieții și posibilității de a se manifesta a spiritului. Vorbeam și despre lovituri, Roxandra, în zona coatelor, care arată faptul că ne simțim neînțeleși sau fără sprijin. Da, coatele, genunchii, practic reprezintă niște elemente de susținere ale corpului și în momentul în care apar eczeme sau pete, sau cel mai frecvent apar eczemele în coate. Deci când apare eczema în zona cotului, imediat mă pot gândi că eu am practic o problemă în a percepe ajutorul celorlalți. Poate că ajutorul există, dar eu nu percep gesturile celorlalți ca fiind ajutor, da? Și întotdeauna mă simt singur, mă simt însingurat, îmi iau toate problemele asupra mea, n-am puncte de sprijin, n-am pe cine să mă sprijin. De fapt, o să auziți persoanele respective să spună: nu am pe cine să mă sprijin. Și la fel se întâmplă cu genunchii. Da, n-ai pe ce să te sprijin. Da, așa. Da. Cristin? O mică completare la fracturi, un lucru foarte interesant. La fractură avem două elemente foarte importante. Una este pielea, care ne arată nouă sensibilitatea și toate petele apar pe piele. Nu se apare niciodată pe oase sau pe asta, apar pe piele și ne arată nouă gradul de sensibilitate, știind că este cel mai complex organ al nostru, pielea, și oase, că de fapt oasele se rup. În momentul în care osul se rupe pe mâini, discutăm acum de mâini, persoana respectivă poate să aibă senzația sau gândește că se devalorizează vis-a-vis de o situație, nu neapărat vis-a-vis de cineva. Acum cineva o să spună: da, copilul de la 7 ani care își rupe mâna, acum se devalorizează. Foarte simplu. Copiii, ei nu se devalorizează ei simt că sunt devalorizați de cei din jur. Prin impunerea unor idei, prin impunerea unor lucruri, prin impunerea unor... Foarte important este ce se rupe la mână, zona. Bineînțeles, cel mai ușor să fracturează degetele, știi foarte bine. Dar zona dintre palmă și cot, exact ce s-a spus, asta eu am spus o mică completare, cotul este cu stabilitatea, indiferent că e palma stângă sau palma, este cu atingerea. Este o legătură foarte importantă. Deci legătura între stabilitate, a primi sau a oferi, acea legătură este ruptă. În timp. Dacă se rupe de aici, este zona de povară pe care eu poate nu înțeleg, sau sunt persoane care pur și simplu ia povara altora, ia grijile altora în spate. Știm foarte multe persoane și după aia încep, aoleu, încep să vaite. Păi stai puțin, te-a rugat cineva să iei povara respectivă? Ți-ai luat-o pe lângă ale tale? Dacă ruptura vine între povara pe care eu n-am înțeles-o și stabilitate, apare aici, la mână. Este foarte importantă unde se fracturează. Este foarte importantă în câte locuri se fracturează. Pentru că în momentul în care se fracturează, dacă mă pot exprima așa normal, adică într-o singură lucru, ne arată nou un semn. Dacă se fracturează deja în două locuri, este o mare problemă. Că înseamnă că chiar legătura între a oferi, a primi și stabilitate chiar este aproape ruptă definitiv și irrevocabil. Mergând un pic mai departe, sunt acele persoane care au legătura aproape definitiv ruptă, cei care au amputările. Atunci legătura este practic definitiv ruptă între a primi sau a oferi în funcție de mâna care este. Deci aici este foarte, foarte important de văzut. Și aici încă o dată trebuie să spunem între spectatorilor, nu ne referim strict, Doamne ferește, nu dorim nimănui fracturi și așa mai departe, amputări, Doamne ferește. Dar trebuie să fim atenți că înainte de a avea o fractură, înainte de a avea o lovitură, prima dată când apare pata, să ni se aprindă beculețele. Este primul lucru care trebuie să ținem cont, să începem să înțelegem, să facem ceva. Dar arsurile? Arsurile la fel. Depinde unde sunt. Depinde încă o dată unde sunt. Pentru că sunt două lucruri. Dacă sunt pe palmă, sunt pe dosul palmei sau iarăși sunt pe legăturile între comunicare. Pentru că între noi, începând de la firul de păr, luăm pe rând. Dacă arsurile sunt pe palmă, cu palma oferim astăzi, Ingrid spunea la început și spunea foarte bine că partea stângă noastră este partea trecutului.
Ok? Noi trebuie să înțelegem niște lucruri. Partea prezent, partea trecut. Noi trebuie să vedem ce am greșit vis-a-vis de cine am greșit. Copiii care se ard până la un anumit punct, ei la un moment dat nu se înțeleagă. Haide, Cristi, să o luăm sistematic. Deci pe palmă. Pe palmă. Prezent, trecut. Trebuie să înțelegem prezent, foarte... Ce înseamnă prezent, trecut? Păi prezentul, pe perioada imediat următoare, asta este prezentul. Pe nu, spate... Mă referam ca echivalență pe mână. Pe mână, palmă. Palmă. Palmă, pentru că noi tot timpul, da, noi timpul punem tot timpul. Este trecutul? Trecutul este pe spate. Asta întrebam. După aia legătura, arsura aici, este legătura pe piele, ce spuneam, este legătura între a primi, a oferi, din trecut sau din prezent, dacă este aici, este prezent, pe partea prezentă, deci eu am greșit acum, sau, mă rog, în perioada trecutul nu considerăm acum 50 de ani, normal, sau trecut. Și dacă este pe ambele? Dacă este pe ambele, legătura între prezent și trecut este are o mică problemă, are o ruptură, are o fisură undeva. O să vedeți că persoanele, mai ales copiii și mai ales anumite persoane până la o anumită vârstă, în momentul când se taie sau să au acele arsuri pe ambele părți, au probleme cu legate de partea afectivă cu cei foarte apropiați. În cazul în care sunt copii care au probleme, copii, nu au ei probleme, problemele în cuplu al părinților, sau sunt acei copii crescuți de bunici din vari motive, ei o să aibă semne pe părțile astea și în funcție de dacă au capacitatea de a primi stânga sau capacitatea de a dărui, depinde arsurile sau tăieturile unde sunt. Foarte mulți copii au semne pe aceste părți. Și ei în timp ar trebui să înțeleagă că trebuie să rezolve problemele cu trecutul, care din păcate de multe ori nu este vina lor. Pentru că ei s-ar putea să facă în timp aceleași greșeli pe care le-au făcut cei de lângă ei. Vorbesc de părinți, bunici și așa mai departe. Deci aici sunt niște semne, arsura ar fi undeva la pat, ar fi prima, tăietura ar fi ca grad de, după aia ar fi arsura și după aia ar fi celelalte, un gen de testare, să spunem, dacă ne putem exprima așa. Deci orice semn, vedem că ne spunem că tot timpul ne lovim în cot, ne lovim în cot. Ne putem lovi și din întâmplare, fără să avem probleme de stabilitate. Dar două, și la cot și la genunchi, că vă pomeneai de genunchi, ne arată gradul nostru de flexibilitate. Gradul meu la mâini de flexibilitate de a comunica, verbal sau non-verbal, de a primi, de a oferi, la genunchi flexibilitatea de a continua, de a duce la bun sfârșit ceva. E și gradul de flexibilitate coate genunchi, dar la genunchi mai avem, să zicem la ei. Mai este ceva ce putem adăuga în zona mâinilor? Bun, să mergem mai departe, să vedem ce alte semne ar mai putea fi relevante pe corpul nostru sau poate chiar semne care arată, exact cum spuneai despre semnele pe antebraț, apărute pe antebraț, ar putea vorbi despre poate o legătură, spuneam, cu trecutul sau poate greșeli din viața actuală. Revenim însă după publicitate. Să vedem, vorbeam despre mâini, gesturile, am văzut cât de importante sunt semnele. Ce altceva mai putem spune, Roxandra? Da, este important de menționat că, fiind atent ce mână folosesc, bineînțeles, intenționând un anumit lucru să se întâmple, pot obține rezultate extraordinare. De exemplu, dacă am un prieten care este foarte tulburat, are o problemă emoțională, îl pot liniști punând mâna stângă, da, pe umărul acestei persoane, doar intenționând să-i transmit liniște, echilibru emoțional. Și de ce folosesc mâna stângă și o intenționez? Pentru că acum știm că mâna stângă, da, reprezintă și este responsabilă de emoții. Dacă eu sunt într-o stare de calm și echilibru și îmi pun mâna stângă pe persoana respectivă, automat mai repede transmit această stare. Și invers, de exemplu, dau mâna cu o persoană pe care o știu lipsită de vitalitate. Intenționând tot așa, strâng mâna și transmit intenția pozitivă. Eu transmit cu mâna dreaptă, știind că cu dreapta, da, voi da mai departe. Și cu dreapta este importantă, pentru că el va primi de la mine ceea ce trebuie. Deci secretul este a fi conștienți ceea ce facem, a intenționa. Pentru că dacă nu sunt conștient
degeaba intenționez, nu o să se întâmple nimic. Un alt lucru interesant mi se pare, seara înainte de a dormi, e foarte important dacă vrem să înțelegem mesajele subconștientului, ce mesaje primim în vis, e important să adormim sau înainte de a dormi să ne punem palma stângă la ceafă și vom vedea ce rezultate obținem dimineața. În timpul somnului. Da, în timpul somnului. Deci poți primi mesaje. Permiteți categoric. Să completez ce vorbeam în pauză. Stânga, spre exemplu, e conectată la inimă. Când pui mâna pe un om stânga, într-adevăr, ce aici cu cele mai bune intenții, nu? Că și stânga trebuie să prezinte o intenție, îi transmite energia inimii. Dreapta transmite energia mentală. O dată. A doua oră, aș vrea să spun, apropo de când dormim, dacă ne punem mâna stângă, spre exemplu, cu cap crem, o frumoasă conexiune, un circuit între minte, inimă și așa mai departe. Și apropo de un lucru extraordinar pe care l-a spus doamna și îl spun și eu de câte ori am ocazia, să nu trăim întâmplător, pentru că întâmplător primim, să trăim ales și ales vom primi. Să trăim intenționând, nu lăsându-ne purtați de... O completare la completare. Strângerea de mână, în momentul când oferi, trebuie să fie o mână cu toată mâna. Așa nu este. Vârful degetelor. Da, e jignitor odată la mână. Sau pur și simplu... Nu, deci trebuie enervant, o mișcare agasant. Că atunci nu oferi, mai bine nu oferi. Da, știi, mesajul subliminal exact, e că nici nu vine asta, să te ating. Asta spuneam, asta e și atingerea foarte importantă. Și eu le atrag atenția foarte multor oameni. Ei nu, săracii nu conștiți, da, așa am făcut, da, mereu. E un fel de mesaj subliminal. Este foarte important pentru că mâna arată fair play-ul, disponibilitatea. Exact, exact. Cei care sunt mai inerți în a strânge mâna sau mai jumanfișiști, să zicem așa, fără să... Nu, mesajul se primește trunchiat. Sunt oameni mai puțin disponibil emoțional. Practic este ca și când nu le pasă că trebuie această strângere de mână, de fapt, reprezintă ceva. Și sunt primii oameni care se plâng că n-au prieteni, că energetic. Da, da, da. În al doilea rând este... Îți poți da seama de afecțiunea pe care o are un om față de tine, modul în care strânge mâna, îți dai seama și de fair play, pentru că de obicei te și uiți ochii în ochi când dai mâna, când strângi mâna cuiva. Și arată și hotărârea cu care persoana respectivă vine către tine. Dacă cineva este oarecum rezervat, o persoană în a-ți strânge mâna, sau este timidă, dar nu este neapărat timiditate, este mai mult rezervă, de obicei intențiile nu sunt neapărat cele mai... sincere sau persoana are o rezervă în a avea orice fel de interacțiune cu tine. Deci acest lucru este de observat. De obicei sunt persoane cu probleme emoționale, cei care au această reticență în a strânge. Nu numai, poate să fie persoane care vor să te domine. Timide, da. Vor să te în domine. În primul rând. Și atunci vor să te controleze. Lumea la distanță este un mesaj de pe ei nu-l conștientizează. Închidere, sigur. Aici trebuie să fim foarte bine. Noi astea le-am dat, Ruxandra spunea de partea de, să-i spunem, la limita terapiei sau la autoterapie. Pentru că noi știm foarte bine cu mâinile astea putem face foarte multe lucruri și mâinile astea sunt, dintr-un anumit punct de vedere, sunt medicii noștri. Și purificările, spunea Ruxandra mai devreme, să ții mâinile în apă. Categoric. Sau, sigur că da, din când în când, chiar când te simți obosit sau mai ales după ce faci terapie, este obligatoriu să te purifici, pur și simplu măcar și mâinile în apă rece sau să te speli, exact, chiar este indicat. Mi-a plăcut foarte mult un titlu la un moment dat de pe ecran, să învățăm să dăm mâna din punct de vedere energetic, să transmitem. Bună ziua. Oameni buni, oameni buni, cu mâinile transmitem totul despre noi, când salutăm, când atingem, când îmbrățișăm, când gesticulăm. Poate nu putem fi conștienți de fiecare persoane, gest. Sunt persoane, de exemplu, perfect echilibrate, care sunt foarte nervoase, au gesturi nervoase cu mâinile, fac gesturi nervoase. Sigur că da, acest lucru vorbește. Și e bine că le fac, există oameni care nici măcar atât nu pot exprima. E această exprimare non-verbală, da? Este această exprimare. Cel mai rău este acolo unde vorbeam despre educația prin de care... De exemplu, poți să-ți dai seama, încerci scuze, Ingrid, despre defectele unui om și după felul în care, nu neapărat că ghicești, dar este un fel de ai descifra caracterul omului respectiv, poți să vezi după cum ține obiectele, cât este de generos sau cât este chip de zgârcit. Și discutăm noi. Este de zgârcit, după cum ține un obiect, dacă îl ține foarte strâns, spre exemplu, sunt acei oameni zgârciți, dacă ține obiectul respectiv mai mâna are o anumită detașare
sigur. Deci îți poți da seama de foarte multe lucruri, numai după cum gesticulează un om, după cum ține obiectele, după cum, nu știu, manualitatea sau non-manualitatea unei persoane, sau după cum ridică ceva de pe o masă, să spunem, sau după cum mănâncă. Oameni periculoși care îți dau mâna cu tine cu mânuși. Deci nu discutăm că ei, un bărbat ia de o mână cu o doamnă care are mânușea, să nu discutăm. Dar sunt persoane care îți mânuși, clar, persoana respectivă, ce poate să spună despre ea. Este o persoană care încearcă să domine, o persoană extrem de puternică, dar slabă în același timp. O persoană ascunsă cu mânuși. Nu discutăm de persoane care au probleme pe mâini și trebuie să aibă mânuși. Deci orice parte cu... Tu în momentul în care vrei să faci gestul egal când vrei să oferi ceva. Nu faci acel gest. Că în momentul ăla tu ai tendința să controlezi pe persoana respectivă, să impui ceva că s-ar putea să nu-ți fie ok. Mai sunt o chestie și sunt sigur că și Ruxanda și Ingrid au văzut și sunt sigur că și tu, acele persoane care au mâinile și degetele ca niște ghiare. Alea sunt persoane rapace, care ce prind, ca ulii, ce prind, nu-i mai dau drumul din mână. Indiferent că e vorba de hârtie, bani, persoană și așa mai departe. Deci mâinile, din punctul meu de vedere, chipul, mâinile și parțial picioarele spun absolut totul despre om. Și vreau să adaug ceva aici, Cristi, iartă-mă. Mult lăudatele mâini lungi nu sunt chiar atât de benefice și spun ceva. Apropo de ce mai mult lăudatele mâini lungi. A, că poți să adaptezi respectiva persoană de când e copil la o meserie pe care o vrei tu, pianist, este, dar nu este neapărat un simbol. Pentru că, apropo de reprezentările monștilor din cărțile de copii sau tot felul de basme... Da, toți au ghiare și mâinile lungi. Și mâinile foarte lungi, degetele, picioare, sunt super sensibili. Și știm foarte bine că am avut emisiune de acum și cu Ingrid, super sensibil, la un moment dat, super sensibilitatea duce la... O concluzie, Ruxandra. Dacă vorbim de mâini, o concluzie foarte importantă este că ar trebui să știm să dăm o importanță mult mai mare a modului cum ne folosim mâinile, cum gesticulăm și să încercăm să fim conștienți, cât mai conștienți. Cristi, o concluzie. Să nu uităm să ne învățăm, să ne decifrăm semnele, pentru că semnele nu ni se dau degeaba și măcar dacă nu știm să le interpretăm, să apelăm la cei care știu să le interpreteze și măcar să întrebăm. E primul pas în a autocunoaștere. Ca o concluzie, repet ce am spus mai devreme, încercați să trăiți, ales și ales veți primi. Luați-vă în seamă, existați, sunteți, cunoașteți-vă. Cred că cunoașteți-vă. Și faceți cu intenție ceea ce faceți, nu întâmplător. Nu vă lăsați purtați de miliardele de ritmuri sociale. Intrați în propriile voastre ritmuri. Înțelegeți-vă mâinile de ce se duc într-un fel și nu în altul. Înțelegeți-vă tendința de a vă peria părul într-un fel și nu în altul. Înțelegeți-vă necesitatea de a purta niște culori și nu altele. Deci ideea nu este numai să te analizezi sau să vezi unde înțelegete. E ceva care nu este deci în am tendința să fac. Important este să înțelegi ce, despre ce anume din tine vorbește un gest. Sigur vorbește că neapărat să ne speriem, am un semn, înseamnă normal. Da, este clar că ai și un defect, ai și o carență, ai și un... Cunoaște-te pe tine, nu pentru că nu este nimeni universul. Perfect, sigur că da. Dar dacă tu ți identifici slăbiciunea, poți să ți-o identifici. Sau calitățile extraordinare. Poți să identifici uitându-te și analizând și decifrând un semn de pe corp. Avantajul tău este că ai înțeles despre ce este vorba. Poate dacă tu știi să descifrezi un semn de pe corp, de exemplu, tu știi să vorbești cu acel defect al tău pe care poți să-l corectezi și poate ai chiar surpriza că acea pată să dispară. Sunt foarte mulți oameni cărora le dispar în timp petele sigur de pe corp. Da. Sau chiar anumite semne, interesant, negi sau alte lucruri care apar inexplicabil, dispar inexplicabil în momentul în care s-a corijat defectul respectiv. Cele care apar și sunt mai mult pe profilul acesta ca un stigmat, cum sunt, de exemplu, arsurile, vorbesc despre defecte mai încifrate în destinul omului, pot fi chiar defecte sau plăți karmice din alte vieți. Este foarte interesant acest subiect și sigur că da, sunt foarte multe de spus. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și sâmbătă următoare. Noapte bună! Au trecut 100 de ani, dar lucrurile care